Coinciden? Ce au făcut Klaus Iohannis, Viorica Dencil și Liviu Dragnea, după ce președintele a cerut demisia premierului și a atacat PSD? Update conform anumitor informații, Dencil și Dragnea s-au întâlnit înaintea lui Iohannis cu emisarul președintelui chinez. Update în acest moment, Viorica Dencil la Palatul Victoria. Un meeting e programat pentru această seară, pentru a-i cere demisia. Presubliniere din tele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ce retrage încrederea premierului Viorica Dencil, susținând ce aceasta nu face față poziției de prim-ministru. Solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim-ministru al României, a spus Iohannis la Palatul Cotroceni. Președintele nu a atacat premierul, ci PSD. Însă, nici Dencil, nici eful PSD, Liviu Dragnea, nu au ieșit să reacționeze. Coincidență sau nu, cei doi au fost la ambasada Chinei, la un dineu, unde au fost discuții cu o delegație chineză despre oportunități de afaceri. La întâlnire au mai participat ministrul de interne, Carmen Dan, sublinierei Adrian Meledinoiu, secretar de stat al secretariatului guvernului. Culmea, Iohannis se întâlnea, în acel moment cu un chinez important. El l-a primit vineri, la Palatul Cotroceni, pe emisarul special al presubliniereintelui Republicii Populare Chineze, Guo Shengkun, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale. Agenda de convorbire a inclus un schimb extins de opinii asupra ansamblului relațiilor româno-chineze, cu accent pe valorificarea oportunităților de cooperare între România sublinierei Republica Popular Chinez. Presubliniereintele Iohannis a evocat întrevederea bilateral pe care a avut-o cu presubliniereintele Xi Jinping la New York, în septembrie 2015, în marja adunării generale a ONU. Sublinierei a reamintit ce România sublinierei Republica Popular Chineză au dezvoltat neîntrerupt, în decursul ultimelor subliniere apte decenii, relații de prietenie care au dobândit gradual un caracter tradițional sublinierei consistent în plan politic, economic sublinierei al lecturilor intermane. Eful statului a evidențiat ce, în cursul anului 2019, cele două țări vor aniversa 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, România fiind al treilea stat care, în 1949, a recunoscut Republica Popular Chinez, precum sublinierei 15 ani de la semnarea declarației comune privind stabilirea unui parteneriat amplu de prietenie sublinierei cooperare. De asemenea, presubliniereintele Iohannis a încurajat ca acest moment de referință să fie marcat corespunzător, reprezentând o oportunitate pentru a impulsiona parteneriatul bilateral, pe coordonate pragmatice sublinierei reciproc avantajoase. În acest context, el a relevat ce acest demers poate fi sprijinit de oportunitățile pe care le oferă o serie de platforme multilaterale de cooperare, evocând, pe linia Uniunii Europene, agenda de cooperare strategic 2020 sublinierea.
sublinierei platforma de conectivitate UE, China sublinierei, pe de alt parte, cadrul stabilit de inițiativa noului drum al MTSI/Belt and Road Initiative, alături de formatul de cooperare China-Statele Europei Centrale sublinierei de Est, 16+1. Iohannis a apreciat ce presubliniere din CIA Consiliului Uniunii Europene, pe care cara noastră va exercita în primul semestru al anului viitor, va reprezenta, în egal măsură, o bună oportunitate pentru a contribui la consolidarea relațiilor reciproc avantajoase dintre UE sublinierea China. Presublinieredintele Klaus Iohannis a exprimat speranța ce, prin demersuri comune, cele două țări vor resublinierei se valorifice, în mod concret, oportunitățile multiple oferite de extinderea prezenței economice chineze în plan global, cu respectarea principiilor transparenței, liberei concurențe sublinierei beneficiilor reciproce, arată administrația prezidențială. Oficialul chinez a transmis presublinieredintelui Iohannis mesajul de salut al omologului chinez sublinierei aprecierea Percii chineze pentru relațiile tradiționale de prietenie cu România, precum sublinierei dorința de dezvoltare a acestora în continuare, astfel încât ele se devin sublinierei mai bune, în beneficiul celor două popoare. Osheng Hun a amintit proiectele bilaterale de cooperare în diverse domenii, mai ales în domeniul economic, cum ar fi proiecte de infrastructură, energetice, de turism. Sublinierea a salutat oportunitățile de consolidare a relațiilor UE-China, inclusiv pe perioada presublinieredinției române a Consiliului Uniunii Europene. Cei doi înalți oficiali au mai discutat despre dialogul bilateral la nivel înalt sublinierei sectorial, respectiv despre importanța cooperării internaționale pentru combaterea criminalității transfrontaliere, a terorismului sublinierei a traficului de droguri, a migrației ilegale, precum sublinierei a altor amenințări sublinierei riscuri neconvenționale.